Începem lucrările serviciului de astăzi cu ordinea de zi pe care ați primit-o fiecare dintre dumneavoastră. O să începem direct cu punctul numărul 1, alegerea președintelui de ședință. Vă rog să faceți propunere. Doamna Petrescu. Domnul Boiuba. Aveți altă propunere? Nu. Cine este pentru domnul Dorin? Dorin. Da, domnul Dorin, te rog frumos. Să preluați funcția. Începător de jumătate an. Da, dați-mi un invitat. Putem începe, nu? Voi da citire ordinii de zi. Primul punct pe ordinea zilei de astăzi este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, care tocmai s-a întâmplat. Deci, la punctul 2, proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Bacău, urmare adresei numărul 22303 din 16-7-a, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Doamna secretar, vă rog să dați citire materialului. De curtea de conturi. Deci, potrivit adresei 7546, primită de la Camera de Conturi, s-a comunicat decizia numărul 26 din 16-7-2021, emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi. În conformitate cu articolul 43 alineatul C din legea 94/1992 republicată s-au dispus următoarele măsuri pentru activitatea și pentru aparatul de specialitate al primarului localității. Și anume, exactitatea și realitatea datelor reflectate în situații financiare, organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale. Primarul Comunei, în calitate de ordonator principal de crete, va dispune măsuri concrete prin compartimentele de specialitate, prin stabilirea cuantumului diferențelor de înregistrare în evidența contabilă în ceea ce privește creanțele bugetare din impozite și taxe locale, înregistrarea în condițiile și în evidența analitică fiscală și nefiscală a diferențelor constatate, efectuarea unui punctaj periodic între datele din evidența contabilă sintetică și analitică, conform articolului 464 din Codul Fiscal, termen de realizat 31.10.2021. Evaluarea sistemului de management și control intern, activitatea de audit public intern, s-a dispus măsuri concrete care să asigure auditul public intern, fie prin organizarea concursului pentru ocuparea postului de auditor intern, sau prin asocierea cu alte comune pentru instituirea cadrului organizatoric necesar exercitării activității de audit public intern în condițiile legii. Termen de implementare 31.10.2021. Stabilirea, evidențierea și urmărirea încasărilor veniturilor bugetului local în cuantum și la termenele prevăzute de lege. Și anume, impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care nu au declarat clădirile la finalizarea lucrărilor de construcții, nerespectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea amenzilor contravenționale de compartimentul de urbanism, executarea silită a creanțelor bugetare, inventarierea materiei impozabile și stabilirea tuturor impozitelor și taxelor datorate de contribuabili. Primarul Comunei, în calitate de ordonator principal de credite,
va dispune următoarele măsuri. Stabilirea întinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru facturile consemnate în anexă la procesul verbal de constatare, respectarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile, elaborarea și implementarea unor proceduri de lucru în vederea identificării construcțiilor dobândite în timpul anului în scopul recepționării și declarării acestora la organele fiscale pentru a fi impozitate. Stabilirea unei comisii responsabile cu identificarea actelor normative pentru care să aplice articolul 28 din Ordonanța 2/2001, respectarea în totalitate, în toate cazurilor, a contribuabilor, persoane fizice și juridice, a prevederilor legii 207 privind codul de procedură fiscală referitoare la executarea silită. Monitorizarea permanentă a stării agenților economici și a proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată, reanalizarea atribuțiilor salariaților și a activităților din fișa posturilor, monitorizarea permanentă a debiturilor în vederea evitării prescrierii dreptului de a mai executa creanțe bugetare, elaborarea unei proceduri pentru gestionarea dosarelor fiscale, gestionarea informațiilor documentelor în funcție de natura acestora în grup sau pe părți, reprezentând componența ale dosarului fiscal. Un alt punct este inventarierea patrimoniului public și privat al statului și al unității administrativ-teritoriale. Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri concrete prin compartimente de specialitate, și anume dispunerea efectuării inventarierii tuturor elementelor de activ și pasiv în conformitate cu prevederile legale menționate, inventarierea pe listele separate a investițiilor în curs de derulare, valorificarea inventarului și a componentelor acestora, actualizarea procedurii operaționale privind inventarierea patrimoniului în sensul corectării și completării acestuia, astfel încât să fie asigurată respectarea reglementărilor legale prin inventarierea patrimoniului. Termen de implementare 31-10. Reevaluarea patrimoniului public și privat al statului și al unității administrativ-teritoriale. Primarul Comunei, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri de specialitate ca să asigure efectuarea lucrărilor de reevaluare a patrimoniului unității administrativ-teritoriale și înregistrarea diferențelor rezultate în evidența contabilă sintetică. Neconstituirea garanției materiale pentru persoane care ocupă funcție de gestionare a bunurilor materiale deținute de entitate, și anume întocmirea contractelor de garanție materială conform prevederilor legale, precum și reținerea succesivă a ratelor lunare până la întinderea plafonului din contractele actualizate. Actualizarea garanției reținute concomitent cu creșterile salariale. Termen de implementare 31-10-2021. Activitatea ordonatorului terțial de credite școala gimnazială Grigore Tăbăcaru. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situația financiară întocmită de ordonatorul terțial. Primarul, în calitatea de ordonator, va urmări măsurile dispuse de ordonatorul terțial, și anume respectarea principiilor contabile cu privire la reflectarea corectă a operațiunilor economice în evidența contabilă și evidența gestionară a entității, constituirea unei comisii responsabile cu analiza bunurilor înregistrate în categoria mijloacelor fizice și revizuirea ansamblului de politici și proceduri contabile în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru prevenirea și depistarea fraudelor și a greșelilor în funcție de calitatea documentelor. Termen de implementare 31-10-2021. Angajarea, lichidarea, ordonarea și plata cheltuielilor de capital, actualizarea prețurilor unor contracte de lucrări ca urmare a modificărilor prin efectul legii al salariului minim pe economie în sectorul construcțiilor. Primarul va dispune următoarele măsuri. Stabilirea întinderii și a valorii prejudiciului creat bugetul local prin plata diferențelor aferente actualizării elementului de cost manoperă în condițiile de nelegalitate, astfel cum au fost detaliate în procesul verbal, stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate. Termen 31-10-2021. Pe lângă măsurile prevăzute mai sus, vă rog să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi.
Despre măsurile luate și rezultatele obținute le veți comunica în termenul prevăzut de lege pe adresa instituției noastre. Deci, în termen de 10 zile, noi avem obligația să comunicăm către Curtea de Conturi hotărârea de Consiliu cu implementarea măsurilor pe care vi le-am precizat, ca urmare a controlului care a fost dispus la Primăria Hemeiuș în luna iunie anului curent. Dacă aveți întrebări? Da, Patrici. Domnul Patrici. Da, deci am studiat rezultatul Curții de Conturi Primăria Hemeiuș. Este o activitate care e așteptată de toți salariații primării, pentru că reflectă rezultatul muncii noastre. Eu, după părerea mea, cele 7 puncte, să zicem minus, sunt inerente oricăruia care muncește și care depune o activitate. Trebuie să avem în vedere ca aceste, domnul primar, ca aceste lipsuri să le continuați și să le răspundem și să răspundem curse de conturi că au fost remediate, că au fost lichidate și să luăm măsuri pentru tot. Mă surprinde punctul 7 la Școala Generală Grigore Tăbăcără cum au fost evidențiate creanțele la 10 luni. Mă surprinde. Da, acolo e o problemă care vine din trecut. E vorba despre o clădire care a fost controlată și verificată de Curtea de Conturi prin 2012-2013. Cam așa. Cam așa ceva. Între timp, un proces care a durat foarte mult, timp în care patronul firmei a decedat. Da, și acum... Da. Urmăm procedura și măsurile lăsate din stat. Ce remarc eu, că lipsurile constatate nu au dus, pentru că au fost cazuri, când s-au sesizat și alte instituții cu drept de cercetare. Știți la ce mă refer? Mă refer la aspectul penal, pentru că sunt. Când au fost controlele făcute în Curtea de Conturi, nu au fost sesizate. Cam atât am vrut să spun. Mai mult noțiuni de interpretare a legii. Acum o să vedem. Nu este bine supuși de așa facul de control? Nu, 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 pentru noi. Instituția noastră nu este afectată. Noi nu avem niciun motiv ca să constatăm. E vorba de firmă privată care... Adică sunt măsuri care noi, din punct de vedere al salariaților, considerăm că sunt oportune să le punem în aplicare și să le ducem la îndeplinire. Sunt lucruri care trebuie să fie trecute. Iată. Alte întrebări, dacă... Supunem la vot, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, pentru că avem un invitat aici pe domnul Cristian. Este vorba de proiectul de la punctul 9. Da. Așa, ca să nu mai ținem aici cât ține și aia. Și dacă ați fi de acord, să trecem direct la punctul 9 pentru moment, ca să putem să... să... Da, este bine. Ești de acord? Da. Dau citire punctului 9 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere cu Asociația Happy Sport Festival, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Așa cum am mai procedat și cu alte ocazii, pe lângă alte activități, alte activități de investiții, alte proiecte de, eu știu, pentru diverse probleme ale societății, și de data asta venim cu un proiect
în ceea ce privește colaborarea cu asociații, respectiv Asociația Happy Sport Festival, prin președinte Cristea Florin, care organizează un concurs intitulat XC Maraton Bacău, un concurs de ciclism montan în data de 25.09.2021. Concursul va avea pe loc pe raza comunii Hemeiuș. La acest concurs vor participa și tineri și mai în vârstă și fete și băieți din comuna noastră. Și am zis că la propunerea domnului Cristea să ne asociem și să fim și noi parte din facem și noi parte din din organizarea acestui concurs. Îi dau cuvântul domnului Cristea să vă prezinte mai mult despre... Dați voi să vorbesc așa fără... Sigur. Da. Ok. Mă bucur să fiu în fața dumneavoastră și să prezint proiectul meu, proiectul nostru, că în spatele meu este o echipă care organizează deja a patra ediție a acestui concurs. Eu m-am născut, părinții mei s-au născut în comună, am copilărit în această comună și mă simt legat de această comună și de aceea vreau să fac lucruri aici. Concursul este, ca să vă faceți o imagine despre amplitudinea acestui concurs, este o etapă din Cupa Moldovei. Cupa Moldovei este o multitudine de concursuri, anul acesta sunt 5, anul viitor vor fi 9. Desfășurate în mai multe localități din regiunea Moldova. Concursul nostru este un punct important din această Cupă Moldovei. Deci va fi, de acum înainte, Bacău va fi un punct important pe harta regiunii Moldova, punct important unde se va desfășura acest concurs. Anul trecut am avut cei mai mulți participanți din toate etapele, din orașele din regiunea Moldova, 350 de participanți. Anul acesta estimăm o participare de 400 de persoane plus însoțitori acestora din zona, din comuna noastră și evident din regiunile învecinate. Oameni care vor veni aici, vor cheltui bani aici, vor ști de comuna Hemeiuș și vor discuta cu alte persoane acolo unde vor mai merge, pentru că, uite, am fost acolo și am văzut niște oameni gospodari care au reușit să facă niște lucruri foarte, foarte bune. Echipa noastră va curăța traseele în pădurea din zona noastră, va curăța aceste trasee, va marca aceste trasee, ele vor putea fi folosite în continuare, chiar și după ce se termină concursul, vor putea fi folosite oricine iubește acest sport. Știu că sunt mulți cei care iubesc acest sport pentru că ajung la noi, își repară bicicletele, își pregătesc bicicletele pentru acest concurs și ne cer sfatul pe unde să meargă, care sunt traseele, pe unde ar putea să petreacă timp cu familia aici în pădure la noi. Dacă veți putea susține această activitatea noastră, vă mulțumesc anticipat și contez pe sprijinul noastră și de acum înainte, pentru că acesta este un concurs care va merge an de an alături de celelalte din Cupa Moldovei. Mulțumesc tare mult! Și mulțumesc domnul primar pentru inițiativă și contez foarte mult pe sprijinul noastră. Mulțumim și noi! Suma pe care domnul Cristea a solicitat din partea voastră, ajutorul care să sprijinim, este de 5.000 de lei. Dacă dumneavoastră sunteți de acord. Acest bani vor fi folosiți pentru plata facturi de produse și vor fi acordate sub formă de premii pentru locurile 1-3 pe cele 5 categorii de vârstă, masculin și feminin. Deci nu se vor da bani, se vor cumpăra produse specifice. Activitate. Da, premii ce se vor acorda celor care vor urca pe podium. Da? Sunt persoanele cele mai bune din acest concurs, vor urca pe podium și vor primi premii în accesorii pentru bicicletă, adică ceea ce le este lor de folos,
ce vor fi cumpărate cu acești bani. Mulțumim. Da. Putem trece la... Vă mulțumim și noi. Ok. Mulțumesc tare mult. Sine. Și să mai așteptăm pentru stabilirea ultimor detalii. Sigur, sigur, sigur. Da. Discutăm, o să primiți invitații de la noi, să cine va fi în zonă, să participe la acest eveniment. Mulțumesc tare mult. Toate cele bune. Nu mai nimic. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare temporară de către Consiliul Local Emeiuș a unui sector de drum județean, DG 119B, de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 18, situat pe raza administrativ teritorială de Local Emeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Știți că am mai avut discuții pe tema asta și nu odată. Am avut chiar și o hotărâre de Consiliu în mandatul trecut. De data asta lucrurile s-au mai schimbat. Am găsit mai mult înțelegere. Și suntem cu acordul dumneavoastră, suntem hotărâți să preluăm acest drum. Subsemnat în calitate de primar al Comunii Emeiuș, județul Bacău, ținând cont de prevederi de articolul 72 din aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 195 din 12-12-2002 privind circulația pe drumurile publice, în vederea respectării articolului 19, Ordonanța 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, zona străzilor incluse partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigorile, trotuarele, spațiile verzi, pistele pentru bicicliști, suplafețele adiacente anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate. Consiliile locale vor asigura în intravilan condițiile de deplasare a pietonilor și cicliștilor prin amenajări de trotuare și piste. Respectăm cele prevăzute de articolul 22, alineatul 1, 3, 4, 8, Ordonanța 43 din 28 august 1997 privind regulamentul drumurilor, regimul drumurilor, în conformitate cu prevederea articolului 129, alineatul 1, 2, articolul 297, articolul 299, articolul 300 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență 57 din 3 iulie 2019, văzând prevederile articolul 866-870 din legea 287-2009 privind codul civil al României, republicat cu modificările și completările ulterioare, întrucât pentru proiectul extindere sistem de canalizare, satele Fântânele și Emeiuș, Comuna Emeiuș, județ Bacău, pe o lungime reală de 2300 de metri în satele Fântânele și Emeiuș, în vederea acordării la sistemul de canalizare, prevăzut a se executa în cadrul proiectului județean extindere și reabilitare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, faza 2. Sursa de finanțare este asigurată prin Compania Națională de Investiții, în cadrul subprogramului fose septice, microstații de epurare, sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare aprobat cu ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Dezvoltării și Administrației, numărul 688 din 15-5-2021. Ca urmare a adreselor numărul 11368 din 30-7-2021, aparținând Consiliului Județean Bacău, și numărul 2698 din 16-8-2021, aparținând Serviciului Județean de Drumuri Bacău, aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău, acelor precizate în regulamentul pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a căror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 641 din 27-5-2021, prin care se precizează condițiile în care pot fi executate lucrări în zona drumului județean, din necesitatea implementării și altor două proiecte, construire trotuare, pe lângă drumul județean 119B, cu începere de la limita de hotar cu Comuna Mărginien, kilometrul 19 plus 155, și până la intersecția drumului județean 119B cu drumul național 15 Bacău-Piatra Neamț, la kilometrul 25 plus 018. Și 2. Construire de șanțuri de scurgere a apei pe partea stângă a drumului județean 119B, cu începere de la limita de hotar cu Comuna Mărginien, kilometrul 19 plus 155,
și până la intersecția drumului județean 119B cu drumul național 15 Bacău, Piatra Neamț, kilometru 25+018. Suprun aprobării Consiliului Local Emiuș, aprobarea proiectului de hotărâre pentru solicitarea preluării temporare din administrația Consiliului Județean Bacău a porțiunii de drum județean în lungime de 5.863 de metri, de la kilometrul 19+155 până la kilometrul 25+018, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunii Emiuș până la data recepției finale a proiectelor mai sus menționate. Întrebări? La mine memoriu cu privire la solicitarea preluării temporare în administrare de către UAT Hemiuș a unui sector de drum județean 119B. Temeiul juridic în baza căruia se formulează solicitarea de preluare temporară în administrare, articolul 22 alineatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, bunul care face obiectul solicitării de preluare în administrare, sectorul de drum județean DJ-119B, în lungime de 5.863 de metri, de la kilometru 19+155 până la kilometru 25+018, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunii Hemiuș. Proprietarul drumului, județul Bacău, administratorul actual al drumului, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, lucrări ce urmează a fi efectuate, modernizarea sectorului de drum prin efectuarea de lucrări de podețe, șanțuri betonate, șanțuri pereate, rigole, trotuare, piste sau piste pentru bicicliști, dar nu cred că ne permite spațiul, extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare al Comunii Hemiuș. Modalitatea de finanțare a obiectivelor de investiție se vor constitui din fonduri proprii ale Comunii Hemiuș, precum și din fonduri de la bugetul de stat. Durata pentru care se va face preluarea în administrare, până la realizarea recepției finale a lucrărilor, în conformitate cu prevederile articolului 22 alineatul 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 43/1997 privind regimul drumului. Memorie întocmite compartimentul cadastru. Agricul și inundator stradal. Dacă sunt întrebări, cred că este de mult așteptat. Doamna Petrescu. Când demarăm și acțiunea de proiectare pentru trotuare? Imediat ți vom fi proprietari. Când o să facem preluare. Urmează ședința de Consiliu a Consiliului Județean, hotărârea Consiliului Județean, după care vom face preluare efectivă. A drumului și după aceea calitate de... După aia proiectarea, în funcție de asta, vom trece la proiectare și la avizare. Ca primăvară cel târziu să putem să trecem la execuție. Iar acolo ați nominalizat investiția de canalizare ca fiind realizată din fonduri de la Compania Națională de Investiții. Da. E sigur lucrul ăsta sau se deschide PNDL 3 acum? Doamne, cam avut discuția. Deocamdată asta avem la ora actuală. Deci noi avem lista sinteză pe care primăria Hemiuș este trecută la o anumită poziție, lista sinteză aprobată de către prin ordin de ministru. Astăzi vom avea o discuție cu reprezentanța ai guvernului care vine în Bacău pe tema înființării PNI-ului. Și atunci o să vedem. Nu ne costă nimic, nici una, nici cealaltă. Noi, având proiectul și SF-ul întocmit, o să-l depunem unde o să fie mai avantajos și noi avem speranță de cele mai mari că sunt bani. Deci, de data asta avem două variante, nu mai suntem numai pe o variantă. Dar iar la trotuare am văzut acolo că buget local, da? Păi da, n-avem, nu există nici o axă prioritară care să ne spună că ne dau bani. Okay. Bun, deci urmează să votăm proiectele de la trotuare. Exact, păi la trotuare, dacă o să fie niște sume acceptabil, o să vedem cât rezultă din proiect. În momentul când facem studiul de fezabilitate, o să știm, pentru că și aici o să ne dea mari bătăi de cap accesul în curți. Pentru că... Forma...
Nu știu dacă o să-l faceți din pavele, pentru că cel mai mult ne costă bordurile. Gândiți-vă că la un metru liniar deja 20 de lei cele mai ieftine borduri. Și la beton? Poftim? Și băcinat tot, să mace în timp. Păi ăsta care-i făcut are 8 ani și văd că e foarte bun. Da? Deci mi-aș permite să trimit pe grupul intern al consilierilor o poză pe care am făcut-o în weekendul ăsta dintr-o comună în care sunt trotoarele, rigolele, asfaltul, pe curiozitate, așa, fără, o ștergeți dacă nu... Nu, eu am făcut chestia asta și am trimis-o la Consiliul Județean în comuna Copălău, județul Botoșani. Deci o comună, n-au, e patria usturoilor, ceva n-am auzit de localții de acolo. Să nu grandeze usturoi. Și să vedeți cât de frumoasă sunt făcute intrândurile în curți și cât de frumos arată. Deci și noi vom încerca să facem lucrul ăsta prin banii primăriei, că nu avem altă soluție. Eu am făcut poza asta așa din spate, în mașină, de curiozitate să vedeți cum poate să arate de bine un... România, nu? România, da. Nu, mai sunt comune cu poza de zi, chiar e mai redus, mă le-am văzut că arată foarte bine și poate îngrijit. Deci, poate zis așa de mai curiozitate. Au fost proiecte bine întocmite, au fost proiecte care au prevăzut, pentru că ați văzut acum, după Ordonanța 43, ce prevede drumul. Când la noi toți ne referim la drum, hai să turnăm asfalt, așa, în nebunia noastră, să asfaltăm. Dar ați văzut, după Ordonanța 43, ce cuprind drumurile. Și avem acostamente, podețe, rigoli, trotuare, deci fac parte tot din drum. Dar la noi, pentru că e nebunia asta, fiecare primar, când prinde un proiect, când se asfaltează lungimii, câți mai mulți kilometri de asfalt, să reușească să acopere străzile, să nu mai fie praf și noroi. Dar, probabil că unde au fost fonduri și unde au fost oameni cu experiență și proiectanți valoroși, au luat în calcul și chestiile. Unii sunt bucuroși să aibă și numai asfalt. Unii sunt drumurile alea care... Da. Da, sunt drumuri unde nu putem să facem nici asfalt cât s-ar dori. Pentru că drumul are 4 metri, unii locuri n-are nici 3. Cum să faci asfalt? Ne gândim când îl torni. Deci, teoretic, îi sună frumos. Dar când ajungi la partea practică și intri cu finisorul, cred că toată lumea de aici au văzut cum arată un finisor, cum intri cu finisorul să torni asfalt. Să-mi spună și mie. Are niciun pavate. Sunt scăscați pavate. Are greu, doar că trec mașinile astea cu... Depinde ce, așa ne dăm presupusul, dar depinde ce spune proiectantul și arhitectul care semnează lucrarea. Noi vrem, dar... Da. Sau ne zic ușor să vrem. Deci nu pot la pedarea la salentul, la plinirea asta a salentului. Lipsesc foarte multe indicatoare de pe drumul ăsta. Și ori să ținem bordele, că nu sunt, să dați întrebări în primire, ori să vorbim să le pună. În curbile astea periculoase, nu știți când trebuie să vă șirim. Domnul consilier. Să nu le punem noi după aia. Noi o să le luăm așa cum sunt și dacă o fi nevoie de 5-6 indicatoare, nu cred că drumul va fi drumul nostru. Noi va trebui să ne ocupăm de el să dezăvezim, noi va trebui să împrăștiem antiderapant. Avem o cheltuială în plus, că dacă făceam asociere, era mai bine. Dar dacă e bine și așa, ce sunt mai... Dacă o să ne mișcăm repede... O să ne mișcăm repede, cu asta e ideea. Am zis până în primăvară, când o să dea căldura, noi să fim cu proiectul și cu totul pregătit, în primăvară să urgentăm, că în toamnă să fie gata. Dar să vedem problema cu șanțurile, că o să fie proiecte separate. Nu ne încadrăm cu atât de mulți bani să facem și șanțuri, pentru că numai săpăturile să le facem dintr-un capăt în altul și cotele date, că vom întâmpina greutăți, că sunt podețe făcute, sunt subdimensionate, sunt, să vedem, să vedem cum găsim o soluție. Sunt, poftim? Care păi să vedem cum facem, că dacă te apuci să faci la un cetățean, trebuie să faci la toți. Ori le faci pe toate la fel, ori nu mai faci. Atunci gândiți-vă la cât e metru cub de beton și cât costă... Ce zice specialistul? Vedem ce zice specialistul, pentru că sunt niște cote care trebuie să o parte în amonte, o parte în aval. Teoretic, dacă nu poți să faci cu acum banii care se aduce. Noi așa am trecut, dar să vedem la ce valoare se ridică. Dumneavoastră o să fiți cei care o să spuneți da sau nu. Noi o să venim cu variante.
Oricum trebuie făcut o lucrare bună, pentru că de ani de zile aici, în comuna noastră, apa care vine, torențe care vin din fondul forestier, tot timpul avem necazuri pe drumul județean. Și cetățeanul nu știe că e drumul județean, că e drumul primăriei. Până la urmă, afectați sunt cetățenii din comuna noastră și trebuie să facem ceva să rezolvăm problemele astea. Sunt câteva intervenții acolo la Holban, dincolo la fundătura Codrului, care de acolo apa trebuie dirijată și dusă tocmai la pod, la Șoban. Dar apa o putem dirija în funcție de cantitatea care vine. Că dacă plouă, cum a plouat în ultimele perioade, câte 50 litri pe metru pătrat în 20 de minute, poți să ai dic, canal, că tot nu faci față. Dar încercăm să găsim o soluție tehnică dată de specialist, ca să nu mai avem probleme. Măcar la ploile astea obișnuite. Bănuiesc că o să se ia în calcul volumul de apă care trebuie să circule sub timp. Dacă nu mai sunt întrebări, putem să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Putem trece la următorul punct din ordinea de zi. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei de Mărești, județul Bacău, 2021-2027. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Noi am început această lucrare din octombrie-noiembrie anul trecut, dacă vă amintiți. V-am dat niște chestionare, să le completați, să vă spuneți părerile. Au fost în consultanță pe pagina de internet a primăriei, la fel, acest proiect. Da, consultație publică. Am ajuns la forma finală. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Hemeoș, județul Bacău, 2021-2027. Cunoscând că dezvoltarea economică și socială a unei localități sau zone este legată de existența unei strategii de dezvoltare care analizează situația existentă și prevede direcțiile de dezvoltare precum și prioritățile proiectelor locale, având în vedere referatul de aprobare al primarului, înregistrat cu numărul 7478 din 16-7-2021, prin care se arată necesitatea și oportunitatea adoptării acestei hotărâri, raportul de specialitate întocmit de domnul inginer Burghele Iulian, consilier asistent la compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții, înregistrat cu numărul 7568 din 19-8-2021, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Hemeiuș, în temeiul articolul 129, alineatul 2, litera B, articolul 139, articolul 196, ordonanța de urgență 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliul Local al Comunei Hemeiuș spre dezbatere și aprobare cu următorul proiect de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă strategia de dezvoltare locală a Comunei Hemeiuș, județul Bacău, 2021-2027, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul Comunei Hemeiuș, județul Bacău, prin aparatele de specialitate. Articolul numărul 3. Hotărârea poate fi contestată la instanța de contencios administrativ în termenul prevăzut de legea 554/2004 cu respectarea procedurii prealabile. Articolul 4. Secretarul General al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, se va îngriji de aducerea la cunoștință a prevederilor hotărârii tuturor celor interesați, precum și de înaintarea acestuia, în termenul legal, către instituția prefectului județului Bacău. Dau citire și raportului, așa ca să vă, poate nu știu dacă chiar toți ați trecut cu ochii prin... Având în vedere apartenența Comunei Hemeiuș la zona urbană funcțională Bacău și implicit zona metropolitană Bacău, având în vedere creșterea demografică cu 39,87% de la 4.477 de locuitori la 1.1.2010 la 6.262 locuitori la 1.1.2020. Se estimează o creștere a populației de aproximativ 8.750 de locuitori în anul 2030. Având în vedere profilul economic, un număr de 430 de firme la nivelul anului 2020 și dinamica crescătoare a activităților pe domenii de
domenii diversificate de activități cu potențial de creștere în viitorul apropiat, cifra de afaceri de la 382,70 lei în anul 2016 la 628,07 lei în anul 2019. Un număr de angajați de la 1618 în anul 2017 la un număr de 1939 în anul 2020. Se estimează o creștere semnificativă atât a cifrei de afaceri cât și a numărul de angajați în viitor apropiat. Având în vedere creșterea cu 67,95% a fondului de locuințe de la 1782 de locuințe în anul 2010 la 2993 în anul 2019. Și trecerea din intravilan a unei suprafețe de 297 de hectare în anul 2021, prin aprobarea noului CUP al Comunii Himiuș prin HCL 25 din 5-4-2021, dinamica creșterii locuințelor și implicita populației va fi rapidă și ridicată. Având în vedere necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere, tehnico-edilitare, rețea de apă și canalizare, gaze și energie electrică, cât și de energie regenerabilă, conform legii numărul 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, articolul 42, planul de amenajare a teritoriului județean are caracter director și reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socioeconomică al județului. Planul de amenajare a teritoriului județean se corelează cu cel zonal și național, precum și alte programe de dezvoltare la nivelul guvernamental. În acest sens, în cadrul planului de amenajare al județului Bacău 2030, au fost prevăzute o serie de acțiuni de dezvoltare ce vizează teritoriul Comunei Himiuș. Obiectiv sectorial, asigurarea protejării valorilor naturale. Politica pe 2A, menținerea integrității și calității patrimoniului natural, arei de protecție specială avifaunistică în lacul Ilieci. Program 2A, punctul 4, amenajări pentru combaterea eroziunii solului. Program 2B, 3, oglinzi de apă permanentă la Ilieci. Obiectivul sectorial 3, dezvoltarea rețelei localității prin creșterea activității și calității locuirii la nivelul OAT urbane și rurale. Programul 3A1, rețea drumuri orășenești și comunale. Programul 3A2, sistemul de alimentare cu apă, conductă de aducțiune de la stația de pompare Marginen la GA2 Hemeuș, cred că rezervor de apă, stație de clorinare, stație de pompare, stație de hidrofor, extindere rețea de distribuție. Programul 3A 2.3, infrastructura apei reziduale, înființare rețea canalizare. Programul 3A.4, distribuție gaze naturale, extindere rețea distribuției gaze. Programul 3.2.1, investiții pentru activități de producție și servicii. Programul 3.2.2, realizarea investiții pentru activități de cercetare și inovare și dezvoltare. Programul 3A.2.7, management deșeuri, platforme amenajate pentru depozitare deșeuri. Programul 3B.1.1, infrastructură de sănătate, reabilitare, construire, dispensar uman. Programul 3A.1.5, energie electrică, extindere iluminat public. Programul 3B.2.7, centre sportive, dezvoltare, bază sportivă, terenuri. Programul 3C.2.1, monumente istorice din reabilitare, conservare, monumente istorice. Obiectivul general propus, conceptul strategic care sintetizează viziunea de dezvoltare a Comunei Himiuș este următor. Comuna Himiuș, condiții de viață ca la oraș, într-un mediu economic deschis, oportunităților. Direcții strategice și obiective de dezvoltare comune. DS1. Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei. DS2. Sprijinirea mediului de afaceri local. ODS3. Dezvoltarea administrației publice locale. OCD4. Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului. Există o strategie de implementare și monitorizare a portofoliului de proiecte. Puncte tari. Poziționarea comunei, infrastructura pentru afaceri, existența unor instituții de învățământ, existența unui mediu de afaceri, existența rețelei de alimentare cu apă și gaze naturale, stare bună a infrastructurii rutiere. Puncte slabe. Spor natural negativ, dotări insuficiente în școli, lipsa unui centru after school, lipsa marcajelor turistice,
educație ecologică slabă, grad redus de conștientizarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor, lipsa rețelei de canalizare, infrastructura de petrecere a timpului liber slab dezvoltată, sectorul agricol și meșteșugăresc slab dezvoltat. Menționez că proiectul strategiei de dezvoltare locală a Comunei Himeș, județul Bacău, pentru anii 2021-2027, a fost publicat pe site-ul primăriei Himeș în data de 4-8-2021, conform documentul anexat la raport. Analizând solicitarea privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Himeș, județul Bacău, pentru anii 2021-2027, apreciem oportună inițierea proiectului și hotărârea să realizăm favorabil. Discuții, dacă aveți pe această temă. Cine a întocmit strategia? Nu am văzut semnătură pe... E pe ultima pagină a strategiei, o semnă din București. Am văzut Roma Fi. Face parte din administrație și asemenea strategii, ca și alte documentații și alte... Toate instituțiile fac strategie de un ori, cel puțin 4 ani. Aici am văzut că e pe 6. Nu, că am comparat strategia cu mai multe comune, m-am uitat pe internet. Trebuie să cam la fel, fel de copy-paste, din cele 80 de pagini, 70 sunt inutile, părerea mea. Da. Contează mai mult lista cu portofoliul de investiții, acum... Plagiat? Cei de acolo vom vedea ce o să pune și în practică. Păi cum s-a pus și cealaltă din 2014-2021. Noi sperăm să ne ținem de toate obiectivele propuse acolo. Deja, cred că ne încadrăm la mare parte din ele. E ceea ce ne dorim cu toți și ceea ce ne-am propus cu toți. Nu e ceva... Și e cumva ceea ce vine normal. Da. Într-o dezvoltare unei comune. Important e că se creează locuri de muncă. Se dezvoltă localitatea. În felul ăsta avem venituri la buget, bani proveniți de la privat pentru a-i putea investi în administrația locală. Alte întrebări, dacă... Dacă nu sunt, putem spune la vot cine este pentru, împotrivă, abține, trecem mai departe la următorul punct. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de sistem a Comunei Himeș, județul Bacău, proiect inițial de domnul primar Sava Constantă. Raport referat de aprobare. Prezentul referat de aprobare are la bază prevederea articolului 136 alineatul Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ, coroborate cu prevederea articolului 6 și articolul 30 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre a Consiliului Local privind însușirea variantei finale a proiectului de sistemă a Comunei Himeș, județul Bacău. Având în vedere articolul 10 din legea 102/1992 privind sistema țării și sigiliul statului, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia articolul 10, autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii proprii cu condițiile legii.
Schemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de guvern la propunerea Consiliilor Județene sau după caz a Consiliilor Locale cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și Genealogie. În conformitate cu prevederea articolului 8 din hotărârea de guvern numărul 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosirea sistemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, articolul 8. Schemele aprobate pot fi reproduse pe firmele și sigiliile autorităților administrației publice locale, pe imprimatele acestora și pe indicatoarele care marchează intrarea în județe și localități. Ele vor fi expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităților administrației publice locale, împreună cu schema țării, potrivit regulamentelor existente. Schemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acțiuni protocolare sau festive și pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri și alte obiecte destinate sau destinate să contribuie la cunoașterea specificului local. În cazurile în care schemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor sunt reproduse, expuse sau folosite împreună cu schema României, acestea vor fi așezate în dreapta schemei țării, privind schemele din față și nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele ale schemei țării. Schemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, denumite în continuare heraldice, heraldică teritorială, simbolizează într-o formă concentrată tradițiile istorice, precum și realitățile economice și socioculturale locale, specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale. Elaborarea proiectului schemei se face cu respectarea strictă a normelor științei și artei heraldice și a tradițiilor românești în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Națională. Proiectul STEMI poate fi realizat de autoritățile administrației publice locale prin mijloace proprii sau de către graficieni heraldici abilitați de Comisia Națională. Macheta originală se realizează manual, cu respectarea culorilor și metalelor specifice heraldice. Proiectul STEMI se elaborează în cel mult 3 variante, care se supun dezbaterii și consultării locuitorilor în vederea stabilirii cele mai reprezentative variante. Stabilirea variantei finale se face de către Consiliul Județean sau respectiv Consiliul Local, care va adopta în acest sens o hotărâre de însușire. Propun spre dezbatere și propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale proiectului de sistemă a Comunii Hemiuș de Subacău. Și aici am văzut și pe Facebook și foarte multe comentarii, unii părerea mea trebuie să jucnesc. Știu de ce au comentat, alții au mers așa cu valul. Erau trecute acolo și ce simbolizează fiecare seară. Și o să mai dau încă o dată citire în ședința de Consiliu. Bănesc dumneavoastră în ședințele de comisii v-ați documentat. Variante și model de schemă. Varianta 1. Schema are formă de scut triunghiular, cu marginile rotunjite, timbrate, cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat. Coroana murală cu un turn arată rangul de comună al unității administrativ-teritoriale. Culoarea gri a coroanei murale în varianta finală pictată va fi argintiu, iar galbenul din scut va fi auriu. Vulturul bicefal de argint semnifică blazonul familiei Cantacuzino, care a clădit în zonă un castel. Crenguța cu hamei face trimitere la denumirea comunei. Crenguța de liliac face referire la denumirea satului Lieci, aparținând comunei. Fântâna heraldică reprezintă denumirea satului Fântânele, aparținător comunei. Imaginea... Da. Nu, dar nu le scoate. Că știm cum să facă. Le-am văzut. Deci așa arată... Varianta 1. Asta e varianta 1. Și eu zic că este cea mai semnificativă. Și cred că cei mai mulți așa au... Bun. Varianta 2. Varianta 2. Schema are formă de scut triunghiular, cu margine rotunjite, timbrate, cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat. Coroana murală cu turn arată rangul de comună al unității administrative teritoriale. Culoarea gri a coroanei murale în variantă finală, pictată va fi argintiu, iar galbenul din scut va fi auriu.
Vulturul bicefal de argint semnifică blazonul familiei Cantabuzino, care a clădit în zona un castel. Crenguța de Hamei face trimitere la denumirea comunii. Crenguța de Liliac face referire la denumirea satului Lieci, aparținător al comunii. Ne lipsește fântânele. Deci. Așa. E a doua. Deci asta e unul. Da. Așa. Varianta 3. Stema are formă de scut triunghiular, cu margine rotunjite, timbrate, cu o coroană murală de argint, cu un tur crenelat. Coroana murală, cu un tur, arată rangul de comună al unității administrative teritoriale. Culoarea grea a coroanei murale, în varianta finală, pictată, va fi argintiu, iar galbenul, va fi, galbenul din scut va fi auriu, ca și la celălalt. Vulturul bicefal de argint semnifică blazonul familiei Cantacuzino, care a clădit în zona acest castel. Crenguța de Hamei face parte și trimite de la denumirea comunii. Vârful scutului, un dat încărcat cu o rață, face trimitere la lacul Lilieci, rezervație naturală, singura zonă din România unde trăiește rața cu moțul roșu. Acum, dumneavoastră, decideți. Cine este pentru varianta 1, cine este pentru varianta 2, cine este pentru varianta 3? Am studiat fiecare variantă, am studiat fiecare denumire, la fiecare variantă, la fiecare semn heraldică și eu, personal, înclin spre varianta 1. Iar dumneavoastră, pentru care vreți dumneavoastră, iar minoritatea se va spune majorități. Dar nu s-a votat deja, i-am văzut în raportul de specialitate în Tocmit că sunt 144 de voturi pentru varianta 1, 269 pentru varianta 2 și mai mult mai puține pentru varianta 3. Deci astea ce ați citit sunt... Propuneri. Un sondaj, nu? Sondaj de pe site. De pe site. Decizia o luat dumneavoastră, Consiliul Local. Varianta finală. Am înțeles. Păi eu zic să votăm. Cine e pentru varianta 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci varianta 1. 11. Sunt în ele, adică. Da, da, da. Da. Cine e pentru varianta 2? Pentru varianta 2? 1, 2. 1, 2. Varianta 3? Nu-i băgat armeșca. Varianta 3 era curața cu motul. Da, 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 da. Acum, mă abțin, după ședință să vă spun despre rața cu motul. Se va. Mă avem și gândaci să nu facem autostrăzi, că sunt niște gândaci. Da. Varianta 3? Varianta 3, cine? Da, picatul europeie. Da? Da, picatul. Dau fonduri europene pentru gândaci, ați văzut? Să dai în care să înțeleg că votul final este pentru prima variantă, nu? Da, varianta numărul 1. Varianta numărul 1. Eu zic că e cea mai reprezentativă. Punctul? Trece la punctul 6, da? 6. Pe 6 a fost. Nu, 6 a 1. Acum 6. Da. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a întocmirii unui studiu de specialitate în vederea consolidării malurilor cursului de apă neclasificat din zona Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Referat privind aprobarea de principiu a întocmirii unui studiu de specialitate în vederea consolidării malurilor cursului de apă neclasificat din zona Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena. Domnilor consilieri, având în vedere sesizarea anumitei creangă Elena Andreea către instituția prefectului, prin care semnalează faptul că nu s-au luat măsuri de consolidare a malului drept din spatele proprietății sale, punct, cod biserică, pentru a limita surparea acestuia. Nota de constatare încheiată din 26.07.2021 de către Comisia desemnată prin ordinul prefectului numărul 304 din 13.07.2021, prin care se consemnează faptul că sunt necesare lucrări hidrodinamice de sprijinire a malului de protecție,
antierozională de către administratorul cursului de apă, ATM-ul, și în limita oportunității și bugetului alocat. În temeiul legii 50-91, republicată cu modificări și completări ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederea articolul 129, articolul 139, articolul 196, 197, 243 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, pun spre dezbatere și analiză aprobarea de principiu a întocmirii unui studiu de specialitate în vederea consolidării malului cursului de apă neclasificat în zona bisericii. Așa. Avem aici care ați studiat materialele, au fost sesizările făcute, reclamațiile către ISC, către prefectură, către toate instituțiile statului. În schimb, aș mai da citirii unei adrese făcute de către primărie, către și comisia formată de noi. Noi am, ca să știm, să putem delimita acest teren, dar o să vă dau citirii adresei. Adresă din 6-4-2021, către doamna Creangă Elena Andreea. Ca răspuns la sesizarea dumneavoastră, în urma măsurătorilor făcute privind amplasarea și împrejmuirea terenului aflat în proprietatea și în concesiune, vă facem cunoscut următoarele. Suprafața existentă din act de vânzare-cumpărare este 311 metri, suprafața existentă din contract de concesiune este 40 de metri, suprafața totală din act 351. Suprafața măsurată în teren 420. Rezultă o suprafață împrejmuită în plus față de actele de proprietate și concesiune de 69 de metri pătrați. Din acest motiv, vă invităm să vă prezentați la Primărie Himeș cu documentația catastrală actualizată pentru a stabili cu exactitate amplasamentul proprietății dumneavoastră în vederea soluționării cererii dumneavoastră. De asemenea, am constatat la fața locului faptul că lucrările la podul de beton armat peste torent, în punctul Biserică Sfinții Împărați Constantin și Elena, au fost executate conform documentației tehnice pe o lungime de 30 de metri, 20 în amont și 10 în aval. Avem rezultatul controlului referit la proiect, nu a fost bine proiectul întocmit, întocmit de cei de la ISC și verificatorii care au fost în teren, numiți prin ordinul prefectului. Nu sunt probleme tehnice. Acum, nu știu, văzând că tot insistă de pe vremea când trăia taică-su, noi nu avem o situație clară să știm dacă până unii terenul dumnealor, până unii terenul nostru. Nici la această dată nu ne-au adus documentația. Dar zic să vă aduc la cunoștință dumneavoastră, să punem spre dezbatere, dacă sunteți de acord să facem această, să pornim această investiție, nu sunteți, dar vă spuneți părerea. Dar nu sunt de problema de acolo. Cum? Da, eu sunt de acord să fac o investiție acolo, măcar un pic consolidat. L-am văzut cum bate apă. Deci mai are 10 cm și eu luat fundația la casă. Un pic, de când s-a lucrat la pod, s-a săpat un pic mai îngoat. Eu am văzut și acum apa bate exact în malul ăla. O fi avut un teren în plus, are și are spre stradă. Vine cu documentația, vine cu apă. Poate are autorizații pe ele, nu are. Eu construi cu autorizație, construi fără. Noi asta nu știm. Da, da, i-am zis, eu știu problema. O zis o cerut începând la autorizația, la folosă septică, toate. Eu am scris reguli cu apele. Acum că le-au adus sau le-au adus cu apele. Ți-a spus ei că e reguli cu apele. Dar le-a depus la primărie? Știu că are teren concesionat acolo, nu știu cât are, pentru noi. Nici noi nu știm că dacă nu avem acte, dar acolo, dacă se consolidează malul, e și pentru următoarele case care se construiesc. Pentru că acolo va fi aceeași problemă. Da, eu... La Creangă vor avea probleme. Tocmai de asta m-am cerut acordul, ca să vedeți cam cât ar însemna o investiție de acest gen, pentru că avem un proiectul care l-ați aprobat și la licitație acum în amonte de pod, în fața lui Adi Ghiu, să cine cunoaște zona, unde acolo sunt patru. Dacă v-ați uitat prin actualizarea devizului când am aprobat în octombrie, vedeți cam ce sumă ne trebuie pentru 30 de metri de consolidare. E aceeași chestie. Eu nu am nimic împotrivă. Poate facem, iată, lasă în credită, nu ne-am vrea să facem din beton. Dar iar nu ne putem da noi cu trebuie să fim un specialist. Dacă sunteți de acord, dacă nu, eu... Înțeleg că noi acum doar votăm o documentație, dacă sunteți de acord, acordul de principiu, să putem... De mare acasă, de... Sigur. Dar e normal. Păi și unul mai este exact acolo, patru și terenul... Documentație. Ce am înțeles că e documente din acte, 349 de metri, o prezentat,
Iar diferența nu prezentată. E concesiune, dar unii sunt actele. Trebuie să vedem pe unde intrăm cu utilajul. Păi și mai întâi n-ar trebui să prezinte dumneavoastră actele și apoi să votăm noi în studiu? Puteți face investiții pe teren privat? Păi nu putem. Trebuie planul de aplasament, exact, să vedem... Nu știu cât a fost acolo, să vedeți cum s-au luat. De fapt, înțelegem, din concesionare. Deci, concesionare e formă de arătare. Eu am fost, dar e... Da, din concesionare. Deci, toată problema a plecat de la fosta care nu e autorizată. Nu mai țin. Șocolit cu pompa și tot în față mare. Tot din noi. Deci am fotografii și mai multe atât ce sunt. Bun, dar oameni din urmă ce mai spune. Domnul prefect, în ordine, ce spune? Că... Domnul prefect a trimis o comisie să stabilească... Da, și comisia aia ce zice? Păi comisia ce spunem și noi. Bun. Dar comisia i-a solicitat actele de proprietate? Comisia a venit la reclamația făcută de ei, ce-au spus ea în comisie. Pui. Doar constatarea la toată locul. Deci aceeași concluzie. Andreea Memori, registrat de comisie. În demenul articolului privind codul legislativ, mă respectă, se organizează comisia mixtă de verificare aspectelor semnalate de creangă Elena Andreea, înregistrat instituția prefectului, județul Bacău, coordonator Onisei Vasilică, reprezentat de instituția prefectului, Buga Andrei, inspectorat pentru situații de urgență, Bogdan Grigore, sistemul de gospodărire a apelor, Burghere Iulian, din cadrul deputatului primăriei. Asta a fost comisia. Comisia se va deplaza la locația indicată de petentă în data de. Serviciul strategic programe se va difuza prezentul ordin spre știință și confirmare. Iar reclamația ei, cum e raportul. Și aici raportul, nota de constatare. Ordinul prefectului, nu știu ce, în urma deplasării în Torient, s-au constatat următor. Torientul la care se face referire nu este în domeniul public al statului. O scăpat, o spălat mâine. Acesta aflându-se în administrarea unității administrative teritoriale Himeu. Referitor la execuția podului, peste Torientul din proximitatea Bisericii Sfinții Împărați Constantin, lucrările de artă au fost executate în baza autorizației de construire numărul 21 din 15-2-2018, proiect tehnic numărul 5-2017, avizat de gospodărie a apelor numărul 50 în 21-6-2019, proces verbal de recepție urmează a fi încheiat după clarificări, referitor la eroziunea de mal drept, în zona locuinței numite Creanga Andreea, comisia a constatat următoare. Malul drept al torentului, mai sus menționat, prezintă o eroziune activă, începând de la capătul de naval, deci nu din Namonte, naval al lucrărilor de consolidare a podului, care se continuă și în dreptul proprietății așezate în naval. Pentru punerea în siguranță, în soluție definitivă a proprietăților, aflată în pericol, sunt necesare lucrări hidrotehnice de sprijinire a malului și protecția antierozională, lucrări ce ar trebui efectuate de către administratorul cursului de apă în limita oportunității și a bugetului alocat. În conformitate cu legea apelor 107/1996, modificări și completări ulterioare, orice lucrare pe ape sau care are legătură cu apele se execută în baza avizului de gospodărire a apelor, acesta eliberându-se numai în baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant certificat de Ministerul Apelor și Pădurilor. Păi, noi am cerut actele să vedem dacă casa are autorizație și are avizul de la ape, unul din motive. Așa cum noi avem și ni se cere, așa trebuie să aibă toată lumea. Ar fi disponibil o sursă de finanțare? Deocamdată bugetul... Astfel de lucrare este bugetul local? Tocmai asta era ideea proiectului de principiu, să vedem cât ajunge la final... Da, asta ne înseamnă bani. Dar trebuie clarificat în părțile o certificat. Cum? Înainte de o certificat clarificat. Nu cred că costă, dar nici să plătești un studiu care... Domnule, e ce și-o făcut casa acolo, trebuia să-ți asumi și riscul. Eu zic așa, domnule, mă duc și-mi fac casă. Unde o faci? Pe munte, da? Și ea, orice. Limita proprietății. Câți metri suntem? La metri? La pas? Apele române spune așa, în lege, 7 metri de la... Văd? Ne uităm să vedem dacă e construit până la 7 metri sau nu e construit. Da, dar până acolo, dumneavoastră ar trebui să aducă actele de proprietate. Păi nu, într-o reclamație spune mai exact, actele se găsesc la primărie. Le caut, le căutăm. Martin, Torent. Avem timp să te
Păi da, deci, dar noi știm în ce an a fost casa construită, ultima, cine m-a apucat? Acum, la câte dosare, face nebuneală, că ați fost la primărie ultima dată, unii dintre dumneavoastră. Ați văzut ce e acolo? Nu e mai ușor să vii dumneata cu actul, să ne uităm, să verificăm, să sănătate, să trecem. Mai departe. Să trecem la interesat și așa ea trebuia să prezinte actele astea, dar am putut să deplasa comisia la fața locului, nu? Exact. Să vedea bun din card, deplasa cum trebuie. Exact. Oricum, noi am aprobat fără o documentație. Păi, tu ce aprobă? Cine este pentru? Pentru documentație? Da, pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Da. Împotrivă? Abține? Deci abțineri pentru amânarea proiectului sau... Da, până la clarificarea situației terenului. Nu înțeleg care a fost în ordine, în concluzia prefectului a zis că a prezentat autorizația, a prezentat aia... Nu, noi am prezentat, primăria. Da? Că au fost reclamația și despre pot, că dacă vreți, haideți să vă pierdem ședința numai cu reclamațiile astea. Subsemnată. Creangul domiciliat în comuna Șahimeuș. Nu. Ce-o reclamat la ei și în procesul verbal nu a spus nimic de ei. Nu a spus de prezentat. A spus doar atât. Pentru soluționarea pentru doamna Creangă de trebuie să înainteze o ATHMEUș documentație cadastrală actualizată. Asta e măsura. Și unde e documentația? Nu, dar nu mai am dat. Dar nu se construiește la mare acolo. Păi fără autorizații? Dar nu, pentru nici case care se rotez la Valea 7 e putem? Nici case care se rotez la Valea 9 copii, și asumă risul bărnețe. Au diriginte de șantier, au proiectant, o să vină ISC-ul la verificare și dacă nu e construit legal, o să-i dau, îmi facă recepția. Bă, bani. Poftim? Banii poți să-i bage, nu? Da, cum? Noi suntem obligați să-i eliberăm autorizații în momentul când îți vine cu toate avizele trecute în Consiliul în certificatul urbanism. Da, dacă are. Restul instituțiilor care au dat avizele n-au decât să răspunzători în momentul când reclamați de genul ăsta. Și la recepție. Bănuiesc la recepție o să fie întrebat. O să verifici. Da, pentru că sunt toți clar, în terenul, nu știu, cine e proprietar. Am cerut, măsuri lăsate de comisia numită prin ordinul prefectului. Nu-i cerut de la noi. Putem trece la punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafațe de teren pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte provenite din activități de construcții și demolări de pe raza comunei Hemeiuș de Județul Bacău pentru stabilizarea marelor râpei din satul Fântânele, comuna Hemeiuș de Județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Având în vedere prevederile din legea numărul 211 pe 2011 privind regimul deșeului, cu modificările și completările ulterioare, articolul 17 alineatul 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și sau desființări conform legii numărul 50/91 privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări. Articolul 59 alineatul 1 punctual. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații. La nivel de comun, a. Să asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.
B. Urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD. Planul județean de gestionarea deșeurilor. Elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor. Hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu persoane juridice, române sau străine, cu organizații non-guvernamentale și cu alți parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestionarea deșeurilor în condițiile prevăzute de lege. Asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare. Asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 15/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a debarasa fără plată pe deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri, echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii, acumulatori, deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mort. Asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor în cadrul localităților, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la articolul, la litera F. Acționează pentru refacerea și protecția mijloacelor, asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor și rezultate în activitatea medicală. Autoritățile administrației publice locale, a unităților administrative teritoriale, aprobă prin hotărâri ale Consiliului Local măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul Local adoptă hotărâri ținând cont de necesitatea alinierii la legislația românească în vigoare, dar și a normelor europene în materie. Supun aprobării Consiliului Local MEU și a proiectului de hotărâri privind stabilirea suprafețelor de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activități de construcție și demolări de pe raza comunei MEU și de Bacău. Recua din satul Fântânele, pentru deșeuri inerte provenite din activități de construcție și desfințare rămase din beton, asfalt, chirpici, cărămidă, bolțac, nisip, petriș și alte agregate cărămidă VCA, moluz, piatră, plăci, țigle și alte ceramice, resturi de pământ vegetal, balast. Gropile din izvazul comunal, numai pentru pământ vegetal și numai locuri stabilite de către viceprimarul comunii. Transporturile în locurile precedate se vor efectua numai după verificarea deșeurilor și obținerea acordului preliminar din partea viceprimarului comunii sau un locuitor acestuia. Pentru nerespectarea modului de depozitare a deșeurilor inerte, vă propunem aplicarea următoarelor amenzi. Cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice și de la 20.000 la 40.000 de lei pentru persoane juridice, încărcarea dispozițiilor articolul 8, alineatul 1, 2, 3, 4 și tot așa. Din legea numărul 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor. Cu amendă de la 15.000 la 30.000, nerespectarea alineatului 22, alineatul 40, alineatul articolul 49 din legea 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor. Acolo, pe de o parte, asta ar fi o problemă pentru marea majoritate a noastră care dărâm un coteț de păsări, eu știu ce mai, o fundație și ce mai. Dar necazul cel mai mare care văd că aici în raport nu a fost trecut, e surparea malului către sud, dacă ați trecut și ați văzut de acolo, unde deja un drum sătesc este surpat și pericolul de a continua către celelalte case, cartierul la 7-8 case cât mai sunt acolo, pericolul de a continua, că de la an la an acest mal se surpă. Dacă ați observat, la fel cei care sunteți mai vechi și ați avut interes să observați, vă amintiți în 2016 capătul râpii era acolo la colțul gardului, la drum, lângă tei, da. Datorită depunerii de piatră, pământ, moluz, betoane, s-au dus, cred că acum peste 50 de metri avem la vale. E liniște, da. Și reușim pe cât se poate să stabilizăm, nu mai spun că conducta de apă a crabului este suspendată, este în aer, dar bine, acolo n-are cine să o verifice când nu trece, să uite să vă. Dar ferească Dumnezeu de o avare de ceva, tot locuitorii comunii noastre. Dar nu poți interveni acolo pentru o avare. N-au cum să intervină. N-au cum să urce, n-au cum să, da. Și de asta spun,
cer acordul dumneavoastră, am pus condiții ce materiale se depozitează acolo. Și să fie respectate. Să fie respectate. Asta nu înseamnă că cei care i-au mai găsit cu altfel de deșeuri n-au luat, nu și-au luat amenzi. O să, dacă vreți, la solicitarea dumneavoastră și a publicului și a cetățeanului, chiar o să punem la dispoziție numărul de amenzi, date și sumele în, în zona respectivă. Pentru că nu se poate așa. Mai avem acolo și o parte din localnici, o spun cu toată responsabilitatea, care sunt certați cu legea și de ani buni. Pentru că n-ai cale de acces decât de acolo, decât drumușorul de unde, unde locuiesc ei, unde groapa de gunoi îi râpa. Aruncă bidoanele și la prima ploaie le culegem din spate, din la munteamă, de acolo de jos, de la, de la Uluc. Și încep să înjuri, uite ce ne fac oamenii, ne aduc gunoaie de la, la, de la Hemioși, le aduc nouă la fântâneri. Nu! Natura face, face dreptate. Ei le duc acolo și tot ei, ei se plâng. Nu știu care ar fi motivul, mai ales în continuare când deșeurile reciclabile vine mașina și te le ia de acasă. Tot în același preț. De ce te-ai duce să le arunci pe, o, pe, o, pe un teren? Din Că mă uitam acum acolo, au rămas la stradă containeri pentru sticlă. Ei, oamenii că vin și își lasă sacul cu mizerie, săptămâna trecută era plin acolo. Șapte amenzi a însemnat astăzi. Nu, e singura soluție ca să-i poți să ia disciplina. Păi verifici, dar ai venit cu sacoșa, nu poți să știi ce ai în sacoșă. Deci trebuie să stea polițistul, vigilul primar, trebuie să stea, să duci imediat, să vezi ce e în sacoșă, are două peturi și 5 sticle. Când vine firma, nu-i selectiv. Păi ce înseamnă selectiv? Luăm dicționarul. Ai pus sticla? Păi sticlă să fie. Mi-ai făcut informarea de poartă în poartă. Se vede pe site-ul primăriei, pe Facebook primăriei. Eu v-am atras atenția despre zona aceea în nenumărate rânduri. Acolo nu aruncă deșeuri din construcții localnici, vin camioane foarte mari încărcate din oraș, cu știința cui, cu neștiința cui, deci asta a fost o practică până de curând. Gunoi menajer la fel, dar atenție, nu există nicio cameră, sau cel puțin poate acum când am aprobat noi extinderea sistemului video în comună, trebuie puse camere, trebuie puse afișe mari, și amenzi, și amenzile acolo, amendă, cameră, banner cu... Pentru că gunoiul nu stabilizează, iar dumneavoastră spuneți acolo temporar. Adică ce înseamnă aruncăm temporar niște deșeuri și încerci ni le luăm pe urmă sau ce înseamnă temporar? Atenție un pic la... Materialele care au fost renunțate sunt de consolidare, nu sunt materiale... Nu, dar zice în hotărâre că se aruncă... Până umplem rupa, adică până redăm drumul circulației. Nu se arunce până spre șoseală. Cât se poate acolo până putem să refacem drumul. După aia se oprește. Da. Acum, într-adevăr, aveți dreptate. V-ați întrebat vreodată materialul de la fântâneale, 37 de cm care au fost săpat pe drumurile noastre care le-am asfaltat unul frumos. Alea, într-adevăr, camioane, așa sunt. Și podul când s-a dermat aici, podul nu s-a dermat. Într-adevăr, așa sunt camioane. Nu, deci există o practică. Dacă eu mă întind circul de zona aia și îi văd când le dau prioritate. Da, am găsit și din oraș, aveți dreptate. Este margine, nu vin din partea asta. Am dat amenzi, aveți dreptate și mașini din... Acolo problema aia cu cândva, după părerea mea, trebuie făcut un studiu, deci trebuie rezolvat profesionist, asta e din punctul meu de vedere improvizație, adică da. Și noi cu părerea. Așa este, așa este, este o măsură în primă urgență, pentru că chestia asta a fost discutată și cu cei de la mediu și cu cei de la ISU. Adică și ei au fost acolo. Am mers un pic mai departe și făcut de către profesioniști, cum se stabilizează malul respectiv, cum să, nu știu dacă noi facem bine, iar cu noi, cu noi acolo ce să vorbim? Iar am mai observat ceva, când dumneavoastră totuși aveți două componente aici la proiectul ăsta de hotărâri, deci ăsta cu malul de la fântâneri, dar mai există și cu deșeurile cu pământ vegetal, unde am înțeles că vreți să umpleți niște glori la... Mai avem pe dislapul comunal, da. Da.
Pentru că știți, slazul comunal a fost o perioadă când era groapa din gunoi. Nu știu cum, atâția ani, nu întreba nimeni nimic. Acolo toată lumea ducea tot și aveau acolo, trânteau și aruncau. Nu vă spun. De multe ori și ajungeau la groapă, lăsau pe drum, până acolo nu se plictiseau. Am avut organizare de șantier al unei firme care a lucrat la celălalt proiect de asfaltări și la fel. Am reușit și am mai împins, plus că am avut noroc de ăștia de la centura ocolitoare care au binevoie să ne curăță și ne-au făcut până la... la... Camere, afișe... Camere, avem o cameră la Dorul Muie acolo, intrarea pe drum. Nu s-a așteptat nimeni că ia așa amploare depozitarea acolo. Noi când ne-am dus și am montat camera acum 4 ani de zile, nu prea erau așa probleme la, la fântânele. Ei, acum văd că vin, cum spune și doamna, de pe la Mărginieni, caută-ți. Ei, dar marea majoritate au fost prinși, amendați și sperăm să, să ținem, ținem situația sub control. Pentru că tot la solicitarea cetățenilor nu ai un, n-au un să ducă. Și pe bună dreptate au solicitat. Doamne, eu îmi dărâm că nu mai am vacă, nu mai am cal, nu mai am... Ce fac cu, cu chirpicii aia? Ce fac? Unii, unii duc. Dacă erau numai chemeiușuri, era o treabă, dar nu sunt numai. În general. În general, chemeiușuri. În general, chemeiușuri. Noi, pentru comuna noastră, ne străduim să... să... să, să le asigurăm depozitarea. Plus că trebuie să rezolvăm problema cealaltă. Nu-i barieră, atunci, sunt pe domnul Da, mă felicit că v-ați asumat problema asta. Da. Păi trebuie să răspundă cineva, doamnă, că dacă dăm așa o hotărâre de Consiliu, dragul de a o da... Eu dau bata. Ca? Eu aduc bata. Păi ce șocherie, că? Și mai angajăm pe cineva? Ca să aibă gata de mediu. Dacă sunt probleme. Dacă sunt alte întrebări. Dacă nu sunt probleme în ceea ce vrești din gata de mediu, ei sunt cu depozitarea temporară. Să nu fie probleme, pentru că mediu... E discutat la un problem. Nu... În urma unor controle, făcând tot de către gata de mediu, de către ISU, de către toți cei care factorii care au existat. Dar acordul lor aveți și scris. Aveți și scris acordul că aici ai spus depozitare temporară, te spun și o autorizare. Chiar dacă depozitare temporară. Și de asta am întrebat. Asta nu trebuie că scrierea primului e cel mai important. Care se duce de la mine. Corect. Gândiți-vă numai la... O să vină vremea cu demolarea unor clădiri care trebuie dezafectate în curtea liceului. Unde duce? Unii plătim, cât e tona? Vedeți contractul cu... Dar nici cei de la groapă nu ne primesc, este o, o adresă și din partea... Păi nu primesc în groapă, trebuie să stați în concasare, trebuie să stați partea alea, nu ne duce așa. Dar ce bun, pentru că ai avut să încherpici. De tot. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ia domnul Cantor, ia ce se putem trece la punctul 8 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii sau toaletării arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public al Comunei Hemeiuș de Zdrobatău, care afectează sau pune în pericol sistemul de alimentare și distribuția energiei electrice. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Deci, în acest proiect este vorba de continuarea toaletării pomilor din imediata apropiere a liniilor electrice de distribuție de 0,4 kV pe terasa Comunei Hemeiuș. Deci un proiect aprobat anul trecut. Deci s-au făcut defrișările pe străzile principale din comună. Deci cei firma cu contractantă avea contracte și în exterior, acum au revenit în țară și am zis să continuăm și pe străduțele laterale din pe străzile principale, unde avem probleme cu rețelele de distribuție.
Vedeți dumneavoastră că de la an la an precipitațiile favorizează dezvoltarea vegetației. Și anul trecut am primit chiar de la Consiliul de la ISU și de la Prefectură că este de datoria noastră să toaletăm pomii în imediata apropiere a linurilor de distribuție a energiei electrice. Deci tocmai despre asta este vorba. Deci continuarea toaletării arborilor de pe rata comunei Chemioși din apropierea. Și ca o completare, faptul că anul trecut această intervenție a fost undeva prin noiembrie, după ce arborii nu mai erau în vegetație, nu am apreciat corect dezvoltarea lor, a coronamentului. Și atunci ne-am trezit în urma creșterii vegetației din această perioadă și vara asta a fost prielnică dezvoltării arborilor, cu arbori printre firii, plus că pe străzi nu mai avem iluminatul corect. Parte din crengi, un obstacol în calea lor. Deci, ai în vedere, atât varietarea acolo unde se intune, dar și tunderea în soarea iernii, pentru că am venit în parte și am văzut acolo unde m-am dragizat zilele de comunii, iar mai nu au știu că s-au mai... Da, acum ar fi bine să fim bogați, să avem terenul la sfia primăriei Chemioși. Da, am înțeles, dar unii nu suntem proprietari să fie proprietarul. A fost avertizat domnul Brăiescu, nu știu, că am mai dus o dată în vara. E noapte. O să-l mai somăm o dată să-l tundă. Nu, am spus așa. Da, este în centru comun, e păcat să... Acum noi sunt proprietari. Da. O să luăm măsură. Deci, domnul Brăiescu, la măsură, chiar vă scrie în hotărâri și tăierea unor arbori. Sunt în zona mea acolo, mai foarte bătrâni. Ați văzut la arbori, s-a rupt numai căzut pe casă. Nu putem interveni la arbori care se leagă pe mașină, destrăgătate la toate. Domeniul public, nu sunt curtea oameni. Domeniul public. A, pe domeniul public, iată. Pe domeniul, mai întâmplă o problemă. Nu ajunge la fire, dar sunt crengile pe stradă. Eu vă spun ce văd eu. Și trec mașini mari, că sunt construcții și oameni care să-și facă casă și e un pericol. Vă dau un exemplu întâmplat recent pe strada Cădinii. Sâmbătă noaptea, s-a rupt o rachetă și a blocat drumul. În 2017, când am intervenit să curățăm albia, râul de acolo și să toaletăm, să facem în ordine, au venit vecinii de acolo, scandal mare, au sunat la Apele Române și ne-au blocat lucrarea. Duminică dimineața, telefon. Păi zic, hotărâți-vă acum. Când e bine, când e rău. Acum, până acum, erau arbori puși de voi să nu intri primăria, să nu facă curățenii, că își fac ei. Acum, când au venit și le-o dărâma grad, după primăria ce face? Vreau să le dau. Da. Eu știu. Păi, adu-mă de la, când făceam oameni de acasă, liberează calea de acces. Nu, de asta am zis, pentru orice chestie, dăm hotărâri de Consiliu ca să nu mai existe... Dar este sarcina companiei de distribuție a energiei electrice? Nu mai este. Și-au luat mâinile cu asta. Nu mai este, da. Au venit și au pompit. Dacă e pe 20 de kilovolți. Da, asta e medie. Da, asta e al lor, medie. Restul nu mai s-au spălat pe mâini. Ba mai mult, suntem obligați. Suntem obligați. Am înțeles că o să fie o firmă virtualitare? Da. Și avem așa somă și transportul crengilor, defăstarea drumului. Și asupra în primăria, care tot la fel, le duce pe islas, poate ne mănâncă caprele și vine garda de mediu și îți dă amendă. Păi asta vreau să mă întreb, că se concedează cu crengilor. Păi tot noi trebuie să-i cărăm. Tot noi. Deci nu atunci? Da. Și atunci întrebăm, unde le ducem? Vă întreb pe dumneavoastră, unii putem noi să ducem crengi? Nu. O să luăm și tocătorul ăla, că l-avem. O să trebuie asta. Dar să vedem că și la tocătorul ăla trebuie unul de butilaș care să tragă după el. Tragă după el, da. Toate legat de luna de altul. Om că nu te-a dat în cap. Da. Și întindem și noi părunții ăștia ca să ne ajungă să facem de toate. Dar cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul contribuabilor, vom reuși să le punem la punct. Ușor, ușor să ne gospodărim. Poate că e un pic din fiecare, cu care necesar, strict necesar.
Ce puteți? Vom încerca. Poate să vor mai deschide acții prioritare, tot felul de fonduri europene, fonduri guvernamentale. Să sperăm că lucrurile se vor mai schimba. Nu să stăm numai așa, în perioada asta de... Putem să punem la vot? Cine este pentru? Cine? Împotrivă? Da. Mergem mai departe la punctul 10, până o l-am identificat, da. L-am rezolvat. Punctul 10? Din păcate, da, ne mai confruntăm și cu necazuri din astea. Fac parte tot din societatea noastră, cu oameni cu nevoi speciale, oameni cu necazuri mari. Și am încercat de-a lungul anilor să îi ajutăm atât în limita cât s-a putut. Și încercăm în continuare, de asta am propus, voi propune în continuare sume mai modeste ca să putem servi cât și ajuta cât mai mulți cetățeni. Am creat precedentul deja. Lui ăla i-a dat, mie de ce nu-mi dă? Și atunci, prin compartimentul asistență socială, prin aprobarea dumneavoastră, vă aducem la cunoștință cazurile. Dumneavoastră sunteți cei care aveți ultimul cuvânt și cuvântul de principal. E vorba de cazuri speciale, nu? Da, e vorba de cazuri speciale. Deci e vorba de... Se propune acordarea unor ajutoare de urgență pentru situații deosebite, pentru care se pot acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform articolul 41 din hotărârea Guvernului numărul 50/2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, persoane din anexa 1 a prezentului proiect. Articolul 2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însăcinează primarul comunii Emilia Județul Bacău. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ în termen prevăzut de legea 544/2004, cu respectarea procedurii prealabile. Secretarul General al Comunii Emilia Județul Bacău se va îngriji de aducerea la cunoștință a prevederilor prezentei hotărâri tuturor celor interesați, precum și înaintarea acesteia în termenul legal către instituția prefectului Bacău. Avem rapoarte pentru fiecare. De ce este vorba așa? Despre Stan Elena. Care a făcut pentru fratele Băbușanu. Băbușanu Silviu, dacă știți, era un băiatan de vreo 50 și ceva de ani, care toată lumea cred că îl cunoaște, și trecea de la biserică la... de aici, lângă primărie, până la biserică și partea asta la altă, spre fântânele, tot timpul era. Locuia în casa părintească, n-are pe nimeni. Da. Și a fost înmormântat de către sora lui, care și ea are, slavă Domnului, destule probleme, cu nepoți, cu... Da. Este vorba de Iacob Gabriel. Cei mai vechi dintre dumneavoastră știți, și are de urmă, mai aprobat ăla cu... accidentul ăla și stă în cărucior, tot la fel nevastă să ai îl îngrijește, deci n-are nici nevastă sau venit decât cel care îl permite legea la 416, așa, și doi copii. Plus că trebuie să facă fizioterapie, numai... Kinetoterapie. Zilnic, da. Da, zilnic. Așa. Este vorba despre familia Niță, la fel o familie de Alea Parcului, care a orbit. De ambii ochi. De ambii ochi. Și acum... Și necesită operații la ambii ochi. De asta au fost... Reușit și l-a programat la Iași. Și Iulian, Olarul Iulian Francisc, care e căsătorit cu Olarul Ana. Ea a operat tumoară la rinichi, el ciroză și în ultima fază, deci e o familie cu... Ai Olariu, nu? Olariu. Olaru, așa știu toți din urmă. Așa am zis că e domn procuror. Da. Da, e bine. Da. Și am zis așa, pentru Băbușanu, 2000 de lei, pentru că cea mai modestă mormântare, 5000 de lei. Și am zis, nu putem măcar decontăm sicriu și ce-o mai lua cu acolo. Pentru Iacob Gabriel, 2000 de lei. Pentru Niță Gheorghe, 3000 de lei.
Și pentru cei doi din familie Olaru, 2000 de lei. Ar vrea un pic să intervin aici. Banii merg în familie. Știu, la familia Olaru. Da, adică domnul Olariu nu s-a preocupat de ani de zile nici de întreținerea copiilor la școală. Acum știu, dar nu putem rezolva într-o zi totul. Nu. Ce vreau să vă spun, dacă acordați banii ăștia cumva, să-i puneți și o condiție. Păi ia o să vină, să ia că doar banii merg în aceeași familie. Dacă vine ea, pentru că ani de zile ia întreținut copiii dintr-un singur salariu pe care îl... Rău, că pentru el a venit fratele lui, sincer. Păi asta zic, că nu prea e corect. Adică eu nu judec pe nimeni, dar și-a pierdut locul de muncă din cauza băuturii, din cauza și-a fost păsuit. Noi știm, cel puțin cei din zonă, cam ce se întâmplă în familie. Băgat la niște copii buni. Da, tocmai. Datorită ei, care a știut să-și țină copiii și în școală și la seminar, n-a fost ieftin, să spunem așa. Tot din cauza neajunsurilor financiare, băiatul cel mare nu s-a dus în continuare la seminar, a dat la facultate, a luat la cu taxă, dar tot nu poate să-l întrețină, nu poate nimeni să-i plătească taxa și atunci băiatul și-a căutat de muncă, nu știu dacă între timp și-a găsit. Dar se duc aripile unui copil care e capabil să învețe din cauza că uite, părinții nu se pot înțelege sau nu că nu se pot înțelege, acolo nu cred că există cale de înțelegere în situația lor. Dar poate se găsește dintre, poate cunoașteți pe cineva care ar putea într-adevăr să susțină copilul ăsta la facultate. Sunt oameni de bine, sunt oameni care ar putea... Oameni că sunt oameni care... Sunt. Iar el este un copil capabil, cu minte, ascultător, care vrea și-ar vrea și un serviciu pentru a se putea susține. Dar ar vrea și să-și continue studiile. Dacă îmi permiteți tot la capitolul ăsta, o să mai avem o problemă cu... Copilașii ăștia rămas la familia Matara. Am vorbit cu... Când a murit mama. Da. Mama s-a rămas doi copii. Am vorbit cu fata, care este acum într-o clasă a noua la liceu. Este o vârstă destul de grea și pentru ea și pentru cei care au gestionat-o cu situația asta. Am înțeles că tatăl lor n-a venit tot pentru că ei nu ar fi putut să meargă la el din frica faptului că vor fi luați de stat. Pentru că el nu are nici locuință, nici loc de muncă stabil, așa. Nu, vom interveni. Așa? Noi, tuturor să fie, cred că, a depus actele fratele pentru a-i lua, pentru a deveni tutore. Și am înțeles că chiar și în ultimii ani, tot fratele, nu știu cum îl cheamă. Ionuț. Tot fratele i-a susținut financiar și la școală. Da. Ionuț a avut grijă de ei ca și de copii. Ea n-are copii, n-are. Da, știu, nici nu, măcar nu este însurat. Important este să se reușească cu actele, să dovedească că se poate ocupa de ei. Un băiat cu minte, un băiat serios, eu cred că trebuie să tot. Da, trebuie avut în vedere faptul că cel mic care e în clasa 7 acum, are destul de grave probleme de sănătate. N-a fost dus în ultima perioadă, cel puțin din aprilie, ultimul control pe care îl știm noi cei de la școală. S-au descoperit acolo niște probleme destul de grave. El a tot făcut în ultimii 2 ani tot felul de pareze localizate în zone diferite și atunci cred că acolo problemele sunt un pic mai importante și trebuie... Da, o să... Nu știu dacă nu sunt chiar asta, trebuie să facă ceva social. Da, trebuie totuși sprijinit și în partea asta de preluarea... O să-i sprijinim și o să încercăm să-i ajutăm. A fratelui, pentru că am înțeles că el cât de cât reușește să-l țină, măcar pe băiat, că fata deja, mă rog, eu am încercat să discut cu ea să nu o ia pe cărări greșite, să spunem așa. Ea mi-a fost elevă până în clasa a 4-a, 5 ani, a fost la mine la clasă. Vine destul de des la mine și discutăm diverse probleme. În ultima vreme n-a mai venit și m-a îngrijorat așa un pic, dar când am discutat cu ea la mormântare, mi s-a părut destul de lucidă și destul de matură în gândire și matură în ceea ce vrea de la viață. A intrat la Vasile Alexandrii pe biling, filologie biling. Bineînțeles că are nevoie, da, e surprinzător, dar da, a intrat la biling, are nevoie de susținere și de pregătiri cât lumea. Dar ce m-a frapat pe mine a zis, eu vreau să ajung ceva în viață și atunci, dacă ea este conștientă de lucrul ăsta și are dorința asta, cred că e nevoie doar să o susținem, dacă
O să încercăm, da. Vedem tot ce ne stă putem să facem. Domnule primar, pentru domnul Niță, din ceea ce cunosc, operația ajunge pe la 3.700-3.800 de lei. Doar operația. 3.000 de lei nu sunt suficienți. Și nu... Dar vii de anul numai două... Există aproape 3. Da. Domnul primar, nu au de unde. Așa este, dar gândiți-vă, fiecare susține cazurile. Gândiți-vă că eu trebuie să fac cumva să susținem toate cazurile. Atâți bani am apăcat. Și la Iacob, situația e destul de grav. Și la Iacob, dar da, ei mai dăm o gură de oxigen. Mi-e dăm o gură de ei, exact. Da. La Iacob, e grav. Acum poate nu începe la Olari. Da, da, și la Olari, doi în casă, și acolo nu-i problema. Așa dacă ar fi la toți ar trebui, niciunul nu-i... Și suntem de la numărul 8. Și asta mai e de la Iacob. Da, mai avem încă... Nu știm cine cazurile mai apar în acest an. Vă amintiți când a fost cu Titi Marie sau cu alții care n-avea ce țin curat? În 2014, 2013, 11, nu mai știu. Da, haideți să mai punem 500 de lei la asta, la Niță. Și acolo o situație destul de dificilă, domnule. Da. Un singur venit. Da. Bănuiesc cum au care pământ, mai au ceva, că nu-s chiar, îs de aici. Nu, n-au avut acte și pământ. E mulțumim, o să vă zic de sumă la părbaia. Brațe, e că nu ați stau pe lucrație. Da, da. Trei mici în sumă, dar atunci așa. Vă ce dimensiunea la ora, așa să vină doamna la ora, măcar că nu înțeles că au și nici de datorii pe la pizicie, iar vrea să plătească măcar o parte de ei. Cred că mai ușor ar fi dacă decizia am luat ori noi, ori dumneavoastră, cine să ridice banii, păi, pentru că ei oricum nu se vor înțelege. Antonina, nu. Doamna trebuie să ia banii, ia ține casă. Vom merge la ei acasă. Până să semneze și dăm o prezență la amândoi. Ca să vadă și el ce sumă a luat și ea să-i spună ce faci cu ei. Sănătate. Deocamdată n-au hotărâri de divorț la tribunal. Dar nici nu au cum, pentru că tot din cauze financiare nu s-au dus să depună actele. Pe el nu l-a interesat, pe ea decât să dea bani la lucrat și așa. Din partea doamnei vă pus Tereza. E care voi. Să vedem ce vreau cu banii primării. Da. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Deci la agență s-a supunat la 3.500, domnul. Mulțumesc. Împotrivă, abține. Putem trece la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Ca să vedem și să vedem. Nu ne-am dus niciodată asta din jurul la primul. Având în vedere adresa Asociației Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Bacău, numărul 36 din 21-7-2021, înregistrată la instituția noastră cu numărul 7791 din 26-7-2021, prin care mi se aduce la cunoștință faptul că, în conformitate cu propunerile sub votul liber exprimat, așa cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație a Asociației Dezvoltare Intercomunitare Zone Metropolitane Bacău, din 30.06.2021, s-a aprobat modificarea statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitare Zone Metropolitane Bacău, conform anexii, care face parte integrantă din hotărâre. Referatul de aprobare al domnului primar Constantin Sava, numărul 8238 din 2-8-2021, prin raportul de specialitate al domnului viceprimar Bacău, prin care se propune Consiliul Local Comunei Himiuș, județul Bacău, aprobarea modificării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Ordonanța de urgență numărul 26/2000 privind asociațiile și fundațiile cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 129, articolul 140, articolul 196, 197, articolul 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, în baza dispozițiilor articolului 129, Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, prin cod administrativ cu modificări și completări ulterioare. Propune, articolul 1, se aprobă modificarea statutului
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă mandatarea primarului Comunei Himilor pentru a vota modificările Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Articolul 4. Prin grijă secretarul general Comunii Himiuș, prezenta hotărârii se va comunica primarul Comunii Himiuș, județul Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bacău și instituții prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Cine este pentru? Nu pot vorba tineri. Ultimul punct, diverse? Nu, ultimul punct, trebuie să suplimentăm ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Am o pauză de masă. Este ultimul punct. Nu mai avem când să mai luăm o pauză. Până la următoarea ședință luăm o pauză. Deci, școala generală a venit cu o adresă prin care ne solicită desemnarea a doi reprezentanți în cadrul Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2021-2022. Până acum au fost domnul Patrici și domnul Golan. Da. Aveți altă propunere? Nu. E continuitate, nu? Da. Apropo de școli, vă mai dau o veste la cei care sunteți mai noi în Consiliul Local, poate vă au... Da, toată lumea era anul trecut, în decembrie, când s-a votat. Nu, spun chestia asta pentru că cei mai vechi știu de când am început. Din 2018 am depus ultimii documente. 10 iulie 2018, ora 22, am încărcat ultimele materiale pe platformă. Ei, abia săptămâna trecută, pe 18, am avut vizita în teren a celor de la POR și pe 4 august am avut la școala Ion Simionescu, la fel, vizita celor de la POR. Am primit adrese că ne-am calificat. Urmează să semnăm contractele și să scoată la licitație aceste două școli. După ani de așteptări, ani. Asta înseamnă proiecte. Deci cine este pentru cei doi consilieri? Să facă parte din Consiliul de Administrație. Domnul Roșca, 5 minute. Da, la bine, vă rog. Când a fost pandemia, au fost atâtea probleme, ne-am neglijat pe noi. Au fost contre, au fost contradicții, au fost astea. Dar eu am luat inițiativa în calitate de consilier local personal, așa, ca celor care a trecut ziua de naștere și nu le-am zis la mulți ani, cu ocazia zilelor de naștere și a ședințelor lunare. Prima, 7-a, 2-a, nu se spună anii la femei, doamna Petrescu, la mulți ani, doamna Petrescu, chiar dacă e cu întârziere, pe locul 2, în ordinea nașterii, este domnul Petrica Daniel, 16-a, 2-a, 70. La mulți ani, domnul Petrica. Pe locul 3, pe Vechi Dorel, 13-a, 3-a, 69. La mulți ani, domnul Petrica. Pe locul 4, domnul Roșca Rebu. La mulți ani, domnul Roșca Rebu. Pe locul 5, domnul Sava Constantin, la mulți ani, care am zis atunci. Pe locul 6, domnul Tancău Iulian. Pe locul 7, domnul Balan Ilie, și pe locul 8, care este sărbătorit în lunii august, pe 7 august, domnul Puiu Pascu. Care e în aceeași, iar în aceeași și același an cu Dana Petrescu, dar unul diferit. Ceea ce am zis, atunci am zis un citat din Freud, fii corect, dar am zis domnului Sava Constantin, ca persoană publică, ca primar, fii corect cu toți, sociabil cu mulți, apropiat cu unii, prieteni cu câțiva. Iar domnul Puiu Pascu îi zic în calitate de persoană fizică. Fii corect cu toți, sociabil cu mulți, apropiat cu unii, prieteni cu câțiva. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
dacă sunt probleme cu măștile, că o să fie nevoie, nu știu cum, guvernul a spus că le dă, acum a spus că nu. Că le dă, că nu le dă, noi ne-am făcut oarecum datoria și... Da, suntem acoperiți. Școala are bani alocați. Nu, că copiii probabil că nu se... Dacă tot începe școala, probabil că dacă să mergeți pe partea asta a... drumului, o să vedeți că am încercat așa un pic să amenajăm cât de cât sau să reparăm în principiu și să arate și curtea școlii oarecum mai aspectuos. Ne-am fi dorit foarte mult să intervenim și la terenul de sport, care este aici în curtea școlii, e mai greu. Deocamdată doar schimbăm plasele și cu asfaltul mai vedem, adică cu partea de jos. E foarte greu, pentru că aici, la Timiuș, copiii nu au unde să facă sportul pe perioada când vremea este mai rece sau ploioasă sau așa. Avem o săriță acolo amenajată de noi, nu prea este conformă, dar măcar au unde juca un șar, jocuri statice mai mult. Și oarecum ne-am dorit, dacă aveți idei, ce am putea face și pe terenul ăsta de sport, indiferent cine ar fi la conducerea școlii. Cred că investițiile se văd. Nu contează culoarea politică. Nu contează culoarea politică. Să facă ceva pentru comunitate. Contează doar să vrei, pentru că tot datorită faptului că am vrut, în vara asta am depus o muncă colosală chiar și cu proiectele și cu vizita celor de la POR pe teren. A fost o muncă nu de care ne plângem, Doamne ferește, nu asta este scopul. Dar pe care poate alții n-ar fi fost dispuși să o facă. Până și la două noaptea am încărcat, nu a existat sâmbătă, duminică, nu a existat în primul rând concediu pentru noi vara asta. Că trebuia e clar că ne-am asumat, dar nu este ușor să treci prin două proiecte la două școli diferite, dar cu toate astea, dincolo de astea, am încercat chiar și în școli să reparăm ce s-a putut repara, chiar dacă clădirile vor intra în reabilitare, dar nici nu poți să primești copiii la început de an școlar, doar într-un fel neorganizat, să spunem, doar pentru că ele vor intra în reabilitare. Și ne-am străduit pe măsura posibilităților să facem ca lucrurile să fie măcar plăcute pe perioada cât vom fi în școală. Și pentru asta mulțumim și bugetului pe care l-ați aprobat și domnului primar că ne-a susținut și ne-a spus să ne apucăm de treabă acolo unde a fost cazul. Chiar e important așa să te simți susținut și să atunci când vrei și când spui că vrei, într-adevăr să fii și sprijinit. Nu, cred că vorba de copii, în primul rând. Nu ne gândim nici măcar, eu, de exemplu, nu mă gândesc dacă de mâine voi fi sau nu voi mai fi, după concurs, dacă va exista, dacă voi mai fi sau nu voi mai fi. Eu mă gândesc acum care este soluția pentru copii. Nu, pe mine nu mă interesează nici cine va fi de mâine, nici cine va fi după concurs. Pe mine mă interesează atâta timp cât sunt eu să las ceva în urmă, iar dacă cineva vede aceste bunuri, pentru că ce m-a impresionat foarte mult, copiii vorbesc în sat, că după mulți ani au și ei apă caldă la baie. Ceea ce sunt centrale de zeci de ani, sau mă rog, de când sunt, și n-a existat la copii apă caldă. Dar nimeni n-a sesizat asta. Și atunci primul lucru pe care l-am făcut când am venit, asta a fost, punem apă caldă la baie, să reparăm ce, mă rog, niște chestii organizatorice. Dar ăsta este scopul meu, să las ceva în urmă, iar copiii când vin la școală să fie... Și așa, sistemul ăsta de învățământ este greu și greu de vigilat, să spunem. Să schimbă de la un an. Da, și se schimbă, într-adevăr. Dar trebuie să ai și tu deschidere și către copii și către ceea ce se poate face și să-ți asumi foarte multe lucruri, aici este o mare problemă. Dar de asta ești acolo ca să-ți și asumi. Da, felicitări, doamna director, și vom fi alături dumneavoastră. Cum am fost până acum, colegii din Consiliul Local, nu cred că au obiectat vreodată sau s-au împotrivit la sumele pe care le-am alocat pentru școli și pentru copii. Suntem aici pentru ca să putem avea o educație sănătoasă, sănătate, dacă se poate, și ne-am străduit. Vom continua și cu un dispensar, dacă o să fim sănătoși până la sfârșitul mandatul, o să vedem, să identificăm locul, să mai putem face un dispensar și pentru Iliești, pentru că populația s-a mulțit. Ați văzut și după strategia, după ce am dat citirii strategiei, ați văzut cam la ce număr se va ajunge și va fi foarte greu. Trebuie și o să
și să încercăm să mai facem o farmacie la Lidie și să găsim posibilități să venim în sprijinul cetățeanului. Nu cu proiecte mari care costă mult și nu sunt greu de dus la îndeplinit și durează foarte mult. Să încercăm cu posibilități proprii, cu banii obținuți din încasări de la societățile care desfășoară activitate cu raza comunii și cu alte venituri pe care le mai putem identifica, să construim. Să construim, să rămână ceva nou. Dar și poate dacă s-a schimbat legea, într-o oarecare măsură, că s-o și putem accepta, poate facem și o creșă, pentru că foarte mulți sunt cei care solicită acest. Deci avem proiectul început. Vom face două case de la satul, de la SOS. Deci suntem acum un proiect pilot, să spun așa. Dar e problema cu cine plătește personalul, că aici e problema, încă nu-i stabilit legea la educație. Deci noi avem deja cu doamna director două case, două căsuțe, 30 de copii vor beneficia de acest serviciu. Pe măsură ce vedem că lucrurile vor prinde contur, vom încerca să identificăm. Ori vom face grădinița care e abandonată și în litigiu, ceea ce vorbeam la început ședinței, ori vom încerca să ne agățăm de școala de litigiu și să mai facem o... Dar să știți că eu acum la începutul, adică mâine, vreau să am o discuție cu doamna general și mi-am anunțat intenția de a mai înființa o grupă de program prelungit la litigiu, pentru că spațiul este că avem o singură sală ocupată deocamdată de grădiniță, la grădinița existentă, iar cealaltă sală să o facem pentru o grupă de prelungit, pentru că avem foarte multe cereri și nu reușim să le facem mâine. Nu, asta nu să vă spun, că ne-a fost direcționat un ordin al ministrului, un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, prin care asistența medicală la grădinițe și la școli este asigurată de medicii de familie, medicii de medicină de familie din localitățile respective. Atâtea legi avem, cât tare să mai bată în cap în cap. Asta era din 2008. Este din 2021. Ideea este că noi am discutat cu doamnele medic, dar nu... Le-am făcut adrese. Și nu vor. Bun, și atunci nu te poți lega de acest ordin și să spui, doamne, dacă refuză, nu este obligatoriu. Asigură. Păi nu zic că pot asigura. Păi nu, dar spune în felul următor. Nu că pot asigura, dar asigură în timpul liber. Nu este. Dar timpul liber, doamnele doctor? Da. Da. Ele nu merg la pacienți. Că n-au timp să facă teren, da. Da, pacienți. Și aș mai avea nevoie de susținere. Se pare că al doilea șofer pe care l-aveam pentru microbuz și-a făcut cerere de concediu fără plată pentru o lună de zile. Și la sfârșitul lunii septembrie a spus că mă anunță dacă mai continuă, pentru că oricum lui a expirat atestatul de transport da, persoane. Iar la sfârșitul septembrie spune dacă mai continuă sau nu. Și cumva am avea nevoie de sprijin pe partea asta, dacă vreunul din șoferii de la primărie are și posibilitatea asta de... Pentru o oră dimineața, cât avem nevoie, dar știți problema. Păi da, dar iar e problema cu fișa postului. El are fișa postului ceva care trebuie să-i facă, e salarul de la primărie. Doar o delegare de sarcini pentru o oră. Dimineața, între 7 și 8, atunci este cea mai mare problemă. Sunt mulți copii care vin cu microbuzul. Ne gândim să vedem care... Pentru că noi am delegat sarcinile, el a fost de acord, dar acum are și el o problemă de familie. Nu mai este acceptat de familie, dacă nu trebuie. Găsim să vedem a nostru dacă are. Că avem unul care e bolnav în concediu depistat cu... Mai multe probleme. Da? Și ăsta la altul, popa, dacă are, trebuie atestat. Atestatul se poate obține, am înțeles. Păi se obține, dar eu primăria mă duc să fac o cheltuială pentru ce? Foarte greu? Nu, zic că este și greu. Are. Da, găsim o soluție, ne gândim. Cine este pentru procesele verbale din data de 25 iunie și 22 iulie? Nu le-am supus la poate, nu. La început. Știm ce am votat. Acestea spuse, declarațiile s-a închisă.